Raluca, mulțumesc foarte mult. Protest la Parlament împotriva vaccinării obligatorii a copiilor. Proiectul de lege a trecut de Senat și a ajuns în aceste momente în Camera Deputaților, unde se apropie de votul final. Deocamdată, legea este dezbătută astăzi în Comisia de Sănătate. Bianca Chivu, colega mea, este și ea la acest protest din fața Parlamentului și vine cu mai multe informații. Te ascultăm, Bianca. Bun găsit tuturor! Sunt câteva zeci de oameni aici în fața Palatului Parlamentului, oameni care protestează față de proiectul de lege care prevede obligativitatea vaccinării copiilor. Atenție însă, oamenii nu protestează față de vaccinare, ci față de obligativitatea ei. Este vorba despre un proiect care va fi dezbătut astăzi în Comisia de Sănătate, comisia care a început la ora 12. Un proiect mai vechi care a ajuns pe masa senatorilor în octombrie 2017, iar aceștia au dat un vot pozitiv, iar abia a ajuns săptămâna aceasta la Camera Deputaților și cel mai probabil săptămâna aceasta se va da și un vot final pe acest proiect. Sunt oameni care au venit cu diferite pancarte, cu icoane și spun că nu vor ca fiii și fiicele lor să fie vaccinați obligatoriu. Spun stop vaccinării forțate și speră ca parlamentarii să iau o decizie în favoarea lor. Vorbim în același timp despre una dintre cele mai agresive campanii împotriva vaccinării obligatorii. Asta pentru că mai mulți parlamentari au primit mesaje atât în noaptea trecută cât și în această dimineață de la acești oameni care protestează și care îi roagă pe parlamentari să nu dea un vot pozitiv acestui proiect de lege. Așadar, așteptăm și noi să vedem ce se discută astăzi în Comisia de Sănătate despre acest proiect și de asemenea ce vot vor da cei din Camera Deputaților pentru proiectul de vaccinare obligatorie a copiilor.